ancorați în harul lui Dumnezeu, chemarea de la Dumnezeu, slava veșnică e de la Dumnezeu. Și între astea două momente, între chemare și slava veșnică, există o perioadă, o viață caracterizată de ghișe. Nu trebuie să ghicești, că spune textul. Ce? De suferință. Asta este chemarea. Ia-ți crucea. Da. Ia-ți crucea. Suferință, necazuri, boli, probleme. Asta este viața, domnule. Asta este viața și a pocăiților. Vă place Evanghelia asta? Dar Dumnezeu este Dumnezeu oricărui har. El ne cheamă, ne eliberează, ne mântuiește. El ne promite și slava veșnică. Și în mijlocul suferinței Dumnezeu, auziți ce face Dumnezeu? Ne desăvârșește. Unde ne desăvârșește? În suferință. Unde se arată puterea lui Dumnezeu că El ne întărește? Unde ne întărește? Nu când stai în fotoliu. Când ai probleme, domnule. Când te duci la spital, când ești frustrat, când nu mai poți, când te îngrijorezi. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Nu când îți merg toate lucrurile extraordinare. Vă va întări, ce va face? Vă va da putere. Îți slab, nu mai pot, îți termina. Dumnezeu acolo își arată puterea. În mijlocul suferinței. Deci viața noastră, dintre aceste două momente, din momentul chemării noastre și în momentul proslăvirii noastre, este o viață caracterizată în primul rând de suferință, dar în al doilea rând, caracterizată de lucrarea lui Dumnezeu care ne desăvârșește, ne întărește, ne va da putere și ne va face neclintiți. Aleluia, gloria lui Dumnezeu. Amin. Și trebuie să înțelegem mântuirea aceasta perfectă. Asta este unul dintre lucrurile care întotdeauna îmi stârnesc emoțiile puternic înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este Dumnezeul primului har, Dumnezeu este Dumnezeul ultimului har și Dumnezeu este Dumnezeului și întregului har care mi este dat pe pământul acesta între aceste două momente. Mântuirea mea trecută, proslăvirea mea viitoare și în timp ce sufer pe pământul ăsta în fel și chip, Dumnezeu îmi dă har în continuu. De aceea, frați și surori, îndemnul pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, este să ne ancorăm în harul trecut, în harul viitor și în proviziile harului prezent al lui Dumnezeu. Amin. Slavă Lui!